Poliția din Suceava efectuează cercetări pentru fals intelectual după vaccinările fictive de la DSP. Totul a pornit după ce un referent de la centrul de vaccinare, care apare în acte ca fiind imunizat cu schemă completă, a murit de COVID-19, deși nu prezenta comorbidități. Totul a pornit după ce un bărbat de 58 de ani din Suceava a murit de COVID-19, chiar dacă era vaccinat cu ambele doze în lunile mai și iunie și nu prezenta alte comorbidități. El a fost internat la începutul lunii, după ce timp de o săptămână a încercat să se trateze acasă. Boala a evoluat însă foarte repede și bărbatul a ajuns la spital cu o formă severă de COVID, cu insuficiență respiratorie și cu piciorul cangrenat. Din cauza severității acestui caz, medicii au luat legătura cu cei de la DSP. În urma unei anchete interne s-a conturat ipoteza că bărbatul ar fi fost vaccinat în mod fictiv, datele sale fiind introduse în sistem de către asistenta medicală. După ancheta de la DSP și poliția din Suceava a decis să înceapă cercetări în acest caz. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, IPJ Suceava, desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 321 din Codul Penal. Mai exact, verificările vizează suspiciuni cu privire la procesul de vaccinare de la nivelul DSP Suceava. Cazul bărbatului care a decedat de COVID a fost folosit agresiv de antivacciniști. Aceștia au scris pe rețelele de socializare că serul de imunizare nu numai că ar fi ineficient, dar ar avea și efecte secundare severe.